Hei, salutare prieteni și bine ați venit pe canalul Desene și Colorez, lumea copiilor! Astăzi voi desena acest simpatic pahar de cocktail pentru vară special, care tot vine vara acum. Am zis să desenăm ceva super drăguț și super răcoritor. Deci, haideți să începem! Aveți nevoie de un creionaș, dacă vreți să desenați cu mine, bineînțeles, de o foaie de hârtie de, sau de caietelul vostru unde desenați chestii drăguțe, de o gumă de șters, de ceva cu care să faceți conturul, fie un liner, fie un pix cu gel, fie o carioca neagră și de niște chestii cu care să colorați, gen creioane colorate sau carioci. Începem cu schița, cum începem de fiecare dată. Este foarte important să facem schița. O să ne dăm seama pe măsură ce facem schița, dacă ceva trebuie făcut mai mare, mai mic, mai în stânga, mai în dreapta. De exemplu, acum vedeți că am făcut un pic mai într-o parte piciorușul și ușor, ușor pot să rectific. Pot să rectific poziția, adică n-am, nimic nu mă împiedică să nu rectific. Pe când dacă ai fi făcut direct cu un pix cu gel sau cu un marker, nu prea mai aveam ce să mai fac. De asta vă recomand, sincer, să faceți mai întâi schița. O să facem schița, iar apoi o să trasăm foarte cu grijă conturul. Foarte important la schiță este că ne ajută foarte tare să desenăm și ne învață foarte mult să desenăm, de exemplu, linii curbate, cercuri, linii drepte, pentru că practic acolo ne formăm mâna, când facem schița. Ați văzut cum fac cerculețul? Pur și simplu fac cerculețul pe loc de mai multe ori și până mi-este un cerculeț rotund de care sunt mulțumit și apoi când o să-l conturez, îl conturez foarte încet și cu grijă ca să fie cât mai rotund posibil. E foarte important. De asemenea, la acest desen e foarte important să fiți atenți la... Vedeți că pe laterale eu am făcut o muchie dublă. O să fie o porțiune între... la exteriorul paharului, care o să fie necolorată. Practic, prin asta redau că este geam, că este sticlă și că e transparent. Că dacă n-ar fi fost geam, n-ar fi fost... n-aș fi putut să redau treaba asta dacă nu lăsam locul ăsta liber. La fel puteți voi să mai fiți atenți spre final când colorez. O să vedeți cum redau niște străluciri pe pahar, ca să arăt că este de sticlă, că este de geam. O să las niște locuri necolorate, în principal înspre buza paharului sus și niște liniuțe pe lungimea lui. Și sunt niște chestii foarte mișto dacă le rețineți și le deprindeți. O să vă ajute foarte mult când vreți să desenați și să colorați ceva de sticlă. Dar cu fiecare pahar în plus care îl desenați și o chestie de sticlă care îl desenați, deveniți mai bun și mai bun. Bun. Dacă aveți întrebări, păreri, comentarii, le puteți lăsa în comentariile de mai jos sau pe Instagram. O să vă las linkul în descriere. Tot pe Instagram o să puteți să-mi... și chiar vă rog să-mi trimiteți și desenuțele când le desenați, ca să văd ce desenam. Mă bucur foarte mult când primez la voi desene cu desenate ori de pe ale mele, ori de altundeva ce mai vreți să desenați. De asemenea, o să vă las tot în descriere și linkul de la cel de-al doilea canal al meu, canalul de pictură, unde am început o provocare, o pictură pe ei se numește provocare, pictez o pictură în fiecare zi, fiecare pictură e tutorial pas cu pas, narat și explicat, deci dacă vreți să învățați să-și pictați, vă aștept și acolo. Și cam atât cu vorbăria, că am vorbit suficient, haideți să continuăm să desenăm acest super drăgălaș și păhărel, sper să vă placă foarte mult cum e și mie și sper să vă placă și cum vă iese vouă. Nu uitați să apăsați butonașul de like, înseamnă foarte, foarte mult pentru mine. De asemenea, în caz de nu ați făcut-o, abonați-vă, apăsați butonașul de subscribe plus clopotelul de notificări ca să nu ratați niciun episod. Iar dacă aveți prieteni care sunt fan de sens și care ar fi poate interesați de ceea ce postez eu, puteți distribui pe Instagram, pe Facebook sau unde vreți voi. Dar cam atât cu vorbăria, că am vorbit suficient, haideți să continuăm să desenăm. Deci, ce pot să spun decât spor la desenat!